Și acum o nouă experiență în viață. Hai să spunem tot despre băieți și fete. Cu funcții diferite într-o companie, dar cu, hai să spunem, școală diferită. Adică unul e cu master, facultate, liceu, unul nu a terminat liceu și nu a luat bacalaureat. Fata era așa de achiată și de îndrăgostită de băiat, că îi se părea că e totul pentru ea, raiul pe pământ. La băiat era tot ce-i trebuia ca să iasă în viață. Ea era cu facultate, master și putea să-l plimbe oriunde, frate. Așa că a început prin stânga și prin dreapta să ceară ajutor ca pe fată să o îmbrobodească. În același timp, fata se mai ducea și în alte cursuri. Dar în capul ei, tot la acel băiat era. Numai că nu-și dă seama de gravitatea situației în care se află. Bine, ea este pe principiul modern. Dacă ne-am plăcut, ne-am făcut, am familie, am întâlnit și am pus punct. Dar în momentul când vei vrea să vorbești, să discuți cu cineva despre ceva, tu cu liceu, facultate și nu știu câte cursuri și masterate, bineînțeles, și el fără liceu, fără bac luat, totul duce spre pierzani. Acum ei vor să ne arate că așa e și în străinătate, românul cum se duce și muncește oriunde, pe orice funcție, orice școală, iese învingător doar combinându-se cu românul. Și trebuie să fie și în țară. E, din ce în ce mai prost pentru a noastră experiență. Cândva o să vadă că unul dintre ei o să spună ceva mai mult. Ea mai multă carte ca tine și tu trebuie să mă respecti pe mine. Și de la acea dragoste interesantă te-a dus la acel eșec în relație matrimonială sau ceea ce îți mai dorești.